somabie pentru ministrul justiției. După explicațiile pe evacuarea unor deținuți, are neplicutul obicei de a dezinforma. Federația Sindicatelor Anpui cere ministrului justiției, Tudorel Toader, se prezinte acte care arată ce penitenciarul ia sublinierei, corpul a, e pe lista de reparații capitale pentru 2018. Precizarea vine după ce ministrul a scris pe Facebook ce cei 450 deținuți nu au fost evacuați în regim de urgență, potrivit unui comunicat remis ieri pe surse.ro. Ministrul Toader postează pe pagina de Facebook un mesaj referitor la evacuarea corpului al penitenciarului Iasu Bilierei, precizând ce nu este vorba despre o evacuare de urgență a celor peste 450 de deținuți. De sublinierei cele direa este un pericol pentru siguranța vieții din februarie 2017, iar dânsul a fost informat personal despre asta în august 2017. În acest context, cunoscut fiind faptul că Tudorel Toader are neplicutul obicei de a dezinforma, îl somne public să prezinte documentele care demonstrează ce pe lista de reparații capitale pentru anul 2018 se afla sublinierei corpul al penitenciarului a sublinierei, corespondenta la care domnia sa face referire nefiind relevant raportat la gravitatea situației, transmite FSANP. Consider extrem de grav faptul că la 6 luni de la data la care Tudorel Toader a luat la cunoștință despre faptul că o clădire a unui penitenciar este un pericol pentru siguranța vieții nu a dispus dezafectarea acesteia. Faptul că, în prezent, încă mai sunt 86 de deținuți sublinierei, personalul care lucrează cu acest Pianea ceea ce le dire este o dovadă de extremă irresponsabilitate, precizează Federația. Sindical subliniere privind sublinierei cu o cerere către ministrul justiției. Cerem, inconsecinta, ministrului justiției dezafectarea acelei clădiri, pentru ca imaginea dezastrului mandatului Toader să fie completă, îi cerem să prezinte o listă completă a clădirilor din sistemul penitenciar care la acest moment prezintă un risc similar. Realitatea este că, deși ministrul anunța modernizări, acestea nu se întâmplă. Dimpotrivă, sistemul penitenciar se prăbuseste, conchid reprezentanții FSANP. Reacția FSANP vine după ce ministrul justiției, Tudorel Toader, a susținut, într-o postare pe Facebook, ce mutarea câtorva sute de deținuți de la închisoarea din Iasublinierei la alte unități face parte dintr-un plan de redistribuire, la respectivul penitenciar urmând să fie făcute lucruri de modernizare.